ziua de la Telecom TV. Și vreau să vă întreb dacă puneți un accent anul acesta mai, să spunem, mai pregnant pe partea de digital. Pentru că, după cum se știe, suntem la nivelul Uniunii Europene pe ultimul loc la analfabetismul funcțional, dar și la cel digital. E un, cum să zic, sunt două cotații destul de negative. Vă gândiți, mai ales că Statele Unite este o protagonistă în zona aceasta digitală, economiei digitale, aveți o zonă în care să subliniați importanța culturii digitale care vine să dubleze cultura aceasta analogică de tip hârtie? După cum știți, editorul român întotdeauna a spus că nu contează pe ce suport se citește, totul este să se citească. Există la nivel european și chiar mondial un, hai să nu-i zicem recul, dar o staționare a procentului cărților electronice, de unde se vede că ele nu au distrus în niciun fel cartea clasică. La noi, în principal, discuția despre educație este atât de complicată încât editorii nu au altceva de făcut decât să tragă semnale de alarmă. Vorbiți de analfabetism funcțional și digital. Cărțile noastre, atât fizice cât și electronice, încearcă să lupte cu așa ceva. Piața de carte electronică la noi este foarte mică. Și nu e un fenomen, să spunem, caracteristic României. Nu numai la noi așa. Deci, va mai trece vreme până când lucrurile se vor așeza într-un fel sau altul. După mine, important este discuția despre educație, care e altceva. Aici nu o putem face. Yeah, I don't really have much to add, but I think what will be also quite interesting will be engaging the authors that we have coming over in that discussion. And I'll be interested to hear what they have to say as well.